zic că e aceeași, să știi că astăzi va fi discutată în guvern problema, așteptăm să fie tranșată printr-un act care să fie adus la cunoștință oamenilor când decide o eventuală suspendare a acției. Asta e misiunea discuției. Deci mâine, poimâine, ce se întâmplă? Deci, atâta timp cât noi nu primim o hârtie, indiferent cum stăm ea, hotărâri de guvern, dispoziții de repartizare altfel a fondurilor, la finanțe și care să o punem în discuția cu oamenii ca să le avem o bază că s-a rezolvat problema, probabil că restul va continua. Dar sperăm că astăzi, în ședința de astăzi din guvern, să se rezolve problema, astfel încât mâine dimineață, eventual, să luăm o decizie de suspendare a activității. Da, domnul prefect, ce v-a spus? Este un proiect, ceva pe ordinea de zi a ședinței guvernului privitor la problema? Da, din informații pe care dumneavoastră le are, să este în discuția din ședința de guvern de astăzi. S-a luat ce bani din unde? Cum o... V-a spus așa verbal. Păi în urma demersurilor care au fost făcute, ieri au avut loc niște întâlniri, din câte știu, ca inspectorii școlari din cele două județe. Da? Discuții care au avut loc cu Ministerul Învățământului, Ministerul de Finanțe și cred că și prim-ministru, să nu greșesc, pe tema aceasta. Și este pusă în problema de, să spunem, ordinea de zi a ședinței guvernului de astăzi. Așteptăm, da, că mergem acum și așteptăm exact acest... Sau transfer din un trimestru în alt. Ați cerut aprobarea meeting-ului până da, vinerea, da. În fiecare zi se vor aduna tot ăsta profesori sau... Da, cât vor dori să participe la acțiune, nu putem spune că toți atâția sau mai mult sau mai puțin.